Un radio de milioane de români. Bună ziua, la Catedra de Politică stă astăzi domnul Toader Paleologu, deputat PDL, până nu de mult ministru al culturii. Încercăm să deslușim în, preună cu domnul Claudiu Zanfir, Agerpres și cu domnul Ion Meioniță adevărul care e deja un obișnuit al acestui studio și care îi mulțumesc că nici astăzi nu ne-a lăsat singuri. Încercăm deci să deslușim împreună, dar sigur povara va cădea pe umerii domnului ministru paleologu, în ce punct se află politica românească și cu precădere vectorul politicii românești, care este Partidul Democrat Liberal, spun vector nu pentru ca să acord o apreciere subiectivă, ci constat pur și simplu că este partidul care conduce guvernarea și care ia deciziile cele mai importante, cel puțin până la alegerile care urmează, dar până la alegerile care urmează, cele locale și cele generale, în 2012, partidul însuși are alegeri acum în mai, 14-15 mai. A avut de altfel astăzi și ieri alegeri la două organizații importante, la cea din Argeș și la cea din uh, Hunedoara. Hunedoara a apărut astăzi să ne dea așa o mică iluzie a pluralismului. Au fost până la începutul alegerilor doi candidați. Unul s-a retras din decență, deși s-a retras, a luat vreo 20 de voturi, dar, evident, nu a stricat această imagine pe care partidul ne-a dat-o, cred că în aproape toate alegerile locale, cu excepția notabilă a Constanței, unde pare să fi fost o competiție a procedurii aclamației ca procedură de desemnare a șefilor organizațiilor locale. O procedură venerabilă cu adânci tradiții în politica epocii antichității. Deci nu e un reproș ci, nu știu, poate că o legătură cu cu trecutul pe care Partidul Democrat Liberal, de când a devenit Partid Popular, încearcă să o realizeze, să-și creeze așa rădăcini adânci în istoria politică a Europei și a lumii în general. Dar mi-am permis să fiu ușor malițios, dar fără absolut niciun fel de răutate, pentru că știu că interlocutorul nostru de azi, domnul ministru gustă asemenea tip de conversație, altfel n-aș fi îndrăsnit, deci nu e niciun fel de răutate în ce am spus, ci doar pentru că fiind o emisiune de duminică, deși avem de a face cu o catedră, încercăm să nu fim mai serioși decât este cazul. Deci domnule ministru, cum simțiți în acest moment competiția din din partid la alegerile de la Argeș unde în mod foarte curios, noul lider a fost importat din alt județ nu este un localnic, este ceea ce se numește în jargonul comentariului politic românesc un baron local din Dâmbovița care a ajuns acum a să, dar poate că baronii devin viconți, conți, nu-mi dau seama, adică și lărgesc aria de dominație pe două, trei județe, poate că e un nou fenomen politic care, care e pe cale să se nască acum în România. Noi ne, obișnuiam, ne obișnuisem, adică cu omul și județul, județului, nu cu expresia lui Caragiale. Acum mai, mul județului era. mai multe nu, Trahanachil era părintele județului, Așa, nu? Da. Acum suntem, nu poate în pragul momentului în care un părinte generează mai multe județe și le conduce. Dar vă spuneam asta pentru a evoca faptul că cei doi candidați Vasile Blaga și Emil Boc au fost ieri la Argeștea, astăzi aparent numai Emil Boc la Hunedoara și tocmai prezența probabil harismatică a primului ministru l-a făcut pe unul dintre candidați să se retragă la vederea șefului partidului și al guvernului și a dat seama că nu are nicio șansă și a anunțat că renunță la cursă cum, cum uh, mergem spre alegerile din 14 mai, având în vedere uh, gustul pe jumătate amuzant, dar într-un fel destul de amar al alegerilor de azi și de ieri din, uh, din cele două județe unde partidul și-a ales conducerile organizațiilor locale. Da, mai întâi uh, dați-mi voie să vă spun că am uh... Uh, gustat foarte mult excursul dumneavoastră istoric plin de aluzii uh, la istoria romană, istoria bizantină, la istoria Evului Mediu, pentru că ceea ce desc descrieți dumneavoastră ca procedură a aclamației ține de bonapartism și eventual de cezarism. Cam asta ar fi, de altfel, confirmați o analiză mai veche de-a mea în termenii aceștia de bonapartism, chiar de un fel de neocezarism în cazul Partidului Democrat Liberal. Pe de altă parte, într-adevăr, avem de a face cu fenomenul feudelor politice românești, dar e, un, e destul de comun în toate partidele din România, există baroni locali, iar alegerile în filiale se fac mă rog, pentru a face plăcere baronului local, cam asta este rețeta în toate partidele românești de-aia înțeleg foarte bine gustul dumneavoastră amar, ceea ce nu, la descriați spuneam, în, în pe care și, Părintele județului, uh, nu e ceva nou da, numai că erau mai simpatici Trahanache și Ipătescu și toată echipa din uh, piesele lui Caragiale și apoi Iar realitatea și era... Chiar era mai simpatic. Într-adevăr. Uh, și mai, mă rog, avea idei mai interesante decât mulți de acum. Uh, grupul independent... Îndăscălimea. Uh, Îndăscălimea, grupul independent, inteligent, impertinent, lucrurile astea le ducem dorul, am o anumită nostalgie, pentru că s-a adăugat fără îndoială și grefa peceristă, cum bine spunea tatăl meu și mereu îl voi cita, pluralismul în România înseamnă o pluralitate de pecereuri, iar această matrice peceristă se simte în toate partidele, iar PDL-ul nu face excepție. Aceste aclamații în faptul că aproape nicio alegere nu e cu adevărat adevărat o alegere e simptomatic. Eu pot înțelege nevoia de unitate și nevoia de disciplină, e foarte importantă și eu însă în filiala noastră din sectorul 2 n-am simțit nevoia să-mi să depun vreo candidatură. Mi s-ar fi părut deplasat dar nu e mai puțin adevărat că la nivelul ansamblului uh, partidului e puțin deranjant faptul că sunt foarte puține uh, alegeri pe bune, ca să spun așa. Acum, la nivelul partidului în ansamblul lui se pare că există în sfârșit șansa unei alegeri pe bune, pentru că sunt două tabere foarte puternice uh, amândouă, spre deosebire de alegerile din 2005 în, în PD pe atunci când atât Frunză Verde cât și Videanu s-au raliat moțiunii lui Emil Boc. Acum s-ar părea că nu o să se întâmple asta, pentru că cealaltă tabără, tabăra lui Vasile Blaga, este foarte puternică. Cea mai mare parte dintre numele grele din partid se află alături de Vasile Blaga, așa că e o competiție interesantă. <coughs> personal, mi-aș dori, dar asta e doar o, așa, o dorință, poate, puțin uh, nerealistă. Uh, Mi-aș dori, fără îndoială, o a treia moțiune care din capul locului să își asume un statut minoritar, dar care să animeze puțin dezbaterea și poate chiar să decontracteze atmosfera. Pentru că aceste, având două uh, tabere foarte clar marcate, sigur că atmosfera e destul de neplăcută în partid. Adică uh, lupta e acerbă și se dă, ca să spun, eu să folosesc un limbaj mai puțin academic, se dă la joale, se dă la oase, la greu. De data asta da, l-am citat fi, pe Berceanu. Va fi o luptă seculară, să zicem, dar ceea ce voiam să vă spun este că nu sunt chiar așa de clar delimitate taberele. Am văzut oști importante, nume importante, care au început să treacă dintr-o parte în alta și încă destul de vizibil și Dar, de Mai marcan. cu seamă dintr-o parte în alta, adică, adică dintr-o anume parte, la parte la în cealaltă, da. Asta și... în urma semnalului pe care l-a dat președintele Băsescu și e sigur că acum mai multă lume se înghesuie pe lista Dar de lui ce? Emil de ce -ți considerați că o simplă intervenție a președintelui a făcut nume grele, vorbim de fluturi, care controlează o seamă de filiale din Moldova extrem de importante, imediat să schimbe tabăra după ce fusese cu Alaiu într-una să treacă în partea cealaltă. Pentru că în mod obiectiv, ca tip de partid, partidul acesta este în foarte mare măsură, nu în integralitate, dar în mare măsură construit în jurul personalității lui Traian Băsescu. El este cel care a adus partidul de la 7% sau 6% la 34%. Acest lucru e evident, nu e o laudă adusă a lui, nu este o lingușală, este o Evidență. Și cred că uh, un observator uh, al vieții politice nu poate fi decât de acord cu această analiză. Cre -a, cred că asta explică nu faptul că, în mod fundamental, acest partid simte că depinde de Traian Băsescu. Este, de -a, pe de altă parte, în logica instituțiilor să uh, se dorească un prim-ministru care să fie în acord cu. Cu președintele, avem un model inspirat din Constituția franceză și știm și din cazul Franței că e de dorit ca primul ministru să se înțeleagă bine cu președintele. Da. De aceea, eu nu mi se par că am deplasate comentariile cum că Emil Boc este lipsit de personalitate, servil și așa mai departe. Face parte din fișa postului, ca să spun așa, da. să fie loial președintelui. Dar <coughs> dați-mi voie, domnule ministru, să, să vă, între, vă întreb altceva în. Continuarea uh, întrebării domnului Ioniță. E adevărat că Treambăsescu a fost un vector important uh, pentru partid, dar știți, dacă e să facem o comparație cu lumea entertainmentului a show business-ului, poți să fii un cântăreț genial. Dacă n-ai un producător bun care să te pună pe piață, nu ajungi la inimile publicului, ori inimile publicului sigur au fost câștigate uh, cu. Mulți ani în urmă de Traian Băsescu, dar el a ajuns la inimile publicului datorită muncii unei întregi echipe care se numește simplu Blaga Videanu. Nu se numește Emil Boc, nu se numește Elena Udra. De asemenea, domnul Treambăsescu a fost reales președinte în anul 2009, nu atât pe datorită performanțelor sale ă, extraordinare, cum știm, pe teritoriul patriei noastre nu a câștigat. Nu au venit foarte oportun voturi din Moldova și de la Paris, și uh, ele au venit și din țară și din afara ei, tot datorită eforturilor domnilor uh, Videanu și Blaga, pe care eu mi-amintesc cel puțin foarte bine când toată lumea credea cu o oră, două înainte de rezultatul uh, final că Mircea Joana va ieși câștigător, ei avea un zâmbet plin de încredere, tabele în spate, șapte telefoane la fiecare dintre urechi și spuneau, nu vă faceți nicio grijă, am câștigat. Situația e sub control, da. da. Deci ei au câștigat, <laughs> nu a câștigat Treambăsescu, ca să spun așa, în domino, adică situația ușor mai echilibrată decât adesea avem tendința să ne -o reprezentăm sau de pildă chiar ieri dacă nu greșesc la Argeș, doamna Elena Udrea ne-o prezenta Trean Băsescu ca un fel de mogul bun care duce partidul și căruia trebuie să-i fii fidel. Mogul bun? Eu îl compara, spunea, de ce, să ur... de ce nu l-am urmat pe Trean Băsescu atâta timp cât alții urmează urmează păvântul și Voiculescu. Adică ea îi punea pe cei trei în acea serie cu ideea că sigur Treambăsescu e bun de urmat, ceilalți doi sunt mai puțin bun de urmat. de am drăsmit să spun cu ghilimele pe care ascultătorii și le vor imagina mogul bun. Uh, Referindu-mă la declarația Elenei. Da. Udra. Deci e mai puțin mai echilibrată situația în categoric, partid. Categoric, categoric și aveți perfectă dreptate. Oamenii aceștia sunt oameni remarcabili, deci nu, nu contează. Adică cu ce i locomotiva, dar blaga videanu sunt vagoanele care au cărat cărbunele care s-a pus în locomotivă Și fără cărbunele din locomotivă, locomotiva, locomotiva nu se urnea de acord, De pășine. de acord. Nu? De acord, de acord. Dăm însușesc această analiză. E justă. Nu frată. analiză, e o constatare. Descriere, o descriere. Acum da, da, da. merge trenul. Sunt de acord. Domnule deputat, să înțelegem că proiectul lui Emil Boc ar, ar avea succes datorită influenței pe care o are președintele Băsescu. Mai știți cu ce moțiune a câștigat? președintele Băsescu primele alegeri în, în PDL, ca președinte România al România Social-Democrată, într-adevăr, țin minte, sigur că da. În 2001. În 2001. Deci s-a schimbat, iată, fundamental, proiectul președintelui Total, Băsescu. Total, s-a schimbat complet, așa este. s-a da, schimbat în sensul bun, din punctul meu de vedere. De al minte, să știți un lucru, în 2004 am scris o serie întreagă de articole despre situația politică din țară. Era anul electoral 2004 și pe atunci scriam editoriale în presa românească și recitind acum acele analize îmi dau seama că am avut foarte multă dreptate și spuneam despre uh, Traian Băsescu. Motivul pentru care l-am votat atunci uh, și am spus-o în repetate rânduri este că el e singurul capabil să bată PSD-ul, pe ideea că cui pe cui scoate. Și am avut dreptate. Cui pe cui scoate și acum care este situația între, între Ambăsescu? Sigur, un PSD care nu mai are deocamdată o personalitate care, să spunem, să corespundă din punct de vedere al calibrului cu Adrian Năstase, așa cum era el în 2000, 2004, dar sigur, prin noua alianță cu PNL, USL-ul a devenit acum ca bloc politic dacă e să-l luăm în serios o contrapondere importantă, nu sodajele, dacă nu greșesc, creditează usl în această clipă cu un jur de 60%. E puțin probabil că vor lua atât, dar cum se spune colovial sunt pe val. Nu? Da, evident. Care că, care cui acum sunt. În, pe care trebuie să-l scoată cuiul Băsescu? Acum Băsescu nu mai poate să se să prezinte scos. încă o dată, deci nu mai are pe cine scoate. <laughs> Însă <laughs> vorbeați de alianța social-liberală, de Uniunea Social-Liberală, am spus-o și în Parlament. Mulți colegi din PDL sunt foarte încântați de această Uniune pentru că, în felul acesta, PDL-ul scapă de un concurent pe dreapta. PNL. Da, de PNL. Practic, PNL-ul trecând total în barca PSD-ului nu mai există ca partid de dreapta credibil. Mai cu seamă, eu am spus asta, PNL-ul poate vota și e legitim să voteze împotriva guvernului pe orice subiect. Dar, e dar nu pe două subiecte: impozitele și codul muncii. Codul muncii, țin minte, era în discuție în PNL din 2004-2005. Deci această măsură a fost o măsură fundamental liberală. Ceea ce se poate critica eventual la actualul cod al muncii este că am pus prea multă apă în vin din cauza UNPR-ului și a UDMR-ului. Dar este fără îndoială un pas înainte din punct de vedere liberal încă o dată. Și atunci să vezi PNL-ul votând împotriva unei măsuri funciarmente liberale este foarte Uh, cum să spun, foarte deprimant pentru un om cu convingeri liberale. Deci, personal, eu nu, mai asu, nu, nu sunt de acord cu acei colegi din PDL care își fleac, freacă mâinile și spun ce noroc avem cu Antonescu că face ce face. Nu, este o mare tristețe pentru că, în felul acesta, electoratul de dreapta își pierde o eventuală speranță reprezentată de PDL. Și aici mă adresez experienței dumneavoastră de filozof politic. E PDL-ul un partid de dreapta? Vă reamintesc că după ce s-a schimbat la față, anume în mai 2005, după ce a devenit din social-democrat modern uh, și european popular, conservator, democrat, creștin, liberal, agrarian <coughs> și, și, așa loc, mai departe, și așa da? mai departe, bust așa. Uh, și de pe o zi pe alta, pentru că cu două zile înainte de congres, moțiunea pe care trebuia să o introducă Emil Boc era una social-democrată, încă. Deci s-a întâmplat ceva în... 20 de ore înainte de Congres, pentru cine mai uh, își amintește. Iluminarea. Dar, e iluminarea da, iluminarea. Probabil că a fost o, o, o metanoia, o convertire, o. Dar nu, nu vreau să fiu ironic, și nu contează. Mă refer, deci, la o perioadă de după ce partidul a, a întors spre dreapta, ca să spun așa, și anume alegerile din 2008. Și compar PDL-ul cu PSD-ul programul PDL-ului a fost mult mai la stânga decât al PSD-ului, de pildă una dintre măsurile pe care am plătit o relativ scump, probabil justificate, așa într o cheie foarte etică. Dar pe care am plătit-o scump, inclusiv cei din sectorul bugetar, prin reducerea salariilor, este introducerea pensiei sociale. Mm -hmm. Nu A pensiei de 350 de lei, indemnizația mm -hmm. pentru toți cetățenii, că au muncit sau nu, așa oarecum sub inspirație scandinavă, dar care au, au împlinit o anumită vârstă. Asta nu a fost în programul PSD-ului, deși modelul era social-democrat, muncitoresc, suedez. Ce a fost în programul. PDL-ului. Cota unică era și la PDL și la PSD. PSD-ul abia în, ultime, în ultimele luni sub Victor Ponta a um, redescoperit savoarea impozitului progresiv. Aspec. Dar e ceva de 90 luni. Nu e de mai... Deci da, mai exact cât de la s... dreapta da. e pdl În afară de faptul că se afirmă că e la dreapta. Eu v-am dat o dovadă de promovare în 2009 a unei măsuri de tip social-democrat suedez, pe care nu PSD-ul a pus-o pe agenda publică, ci PDL-ul. Da, e bine că aduceți în discuție această măsură. Eu, eu am fost foarte de acord cu ea, oricât de, de dreapta m-aș declara, pentru că nu cred că egalitatea ca valoare aparține exclusiv stângii. Până la un anumit punct, egalitatea cred că fundamentează și o viziune despre coerența. Pactului social, dacă ai oameni care efectiv nu au absolut nimic, nu că, oricum 350 de lei e foarte foarte, e foarte puțin, puțin e extrem de puțin deci, dar ori, e totuși, ceva, e mai mult e decât ceva. nimic și atunci vă spun de, cu această măsură personal am fost de acord, pentru că totuși um, um, repară um, ce, ce era mai strigător la cer în disparitățile Devenit în, în România. Acum mă întrebați, da, în ce măsură PDL-ul iese de dreapta? Și aveți perfect între, dreptate să puneți întrebarea asta: cât iese de credibil ca partid de dreapta, în măsura în care a trecut dintr-o parte în alta și tocmai de aceea eu insist foarte mult în asupra uh, schimbărilor intervenite din uh, 2004 încoace. Și am și spus asta în repetate rânduri. Uh, Traian Băsescu în mod paradoxal a ajuns să fie campionul dreptei în România. E un paradox, e într-adevăr un paradox pe care îl recunosc ca atare. Uh, și mă refer din nou la acele... Articole pe care le-am scris în 2004 referitoare la cui pe cui scoate, s-a dovedit că am avut dreptate, iar Traian Băsescu s-a adaptat în mod foarte inteligent de alminte acestei noi realități și a reușit să reconfigureze scena politică românească. Acum, legat de credibilitatea PDL-ului ca partid de dreapta, sunt două aspecte. Unul, faptul că e un partid foarte nou. Chiar dacă Vasile Blaga, Radu Berceanu, Videanu sunt în politică încă din 1990, partidul pe care îl cunosc eu acum, în 2011, este un partid produs al alegerilor din 2004, din do Al referendumului din 2007, care este un moment extrem de important, e un moment fondator, cred, pentru noua identitate a PDL-ului. Referendumul din 2007, apoi un unirea celor două partide, PD și PLD, tot în 2007. Deci, asta cred că a re uh, refondat cu adevărat acest partid. Deci, un partid nou, uh, foarte diferit de cel uh, din anii 90. Aici este probabil și o problemă pe care o va avea Vasile Blaga în competiția internă și nu atât în competiția internă, cât mai cu seamă în afara partidului pentru a convinge electoratul că PDL-ul este într-adevăr marele partid de dreapta. Iar al doilea element de răspuns legat de. PDL ca partid de dreapta și de credibilitatea lui ca partid de dreapta, este legate uh, măsuri concrete despre care putem vorbi, cum e codul muncii. Codul muncii în forma actuală, sigur, criticabilă pe aici pe acolo, dar nu în punctele esențiale, uh, e un pas important înainte, un lucru pe care îl așteptam din 2004. În 2004 uh, am scris uh, despre cele două tipuri de măsuri pe care le aștept uh, de la Alianța Dreptate și de de pe atunci, 1. cota unică de impozitare, și doi, reformarea codului Muncii. Atât, două măsuri să ia. N-au fost în stare să ia decât o măsură în, do în guvernarea 2004-2008 și o măsură în guvernarea 2008-2012. E deja mare lucru, da, da. s-ar părea. Discutăm despre mituri, de fapt, în politica românească. Mitul acesta al dreptei, care acum, brusc, dreapta ar fi mai bună. E o virtute să fii de dreapta în România astăzi și toți cei care se clamează de dreapta ar avea un drept. O să fie ales în plus pentru că sunt de dreapta, pur și simplu. Sunt două opțiuni. Poți să fi de dreapta sau poți să fi de stânga, nu ai nicio problemă. Nu e mai bună nici mai rea, nici dreapta, nici stânga. Depinde cum guvernează și cât de bune sunt măsurile pe care le ia în funcție de ceea ce se întâmplă în, și în restul lumii. Vorbeați de această basculare a pdl de la stânga la dreapta. Păi, cred că a fost o chestiune de flair politic extraordinar, pentru că după anii 90 România a fost o țară impregnată de stânga și uh, guvernările au fost de stânga spre deosebire de restul țărilor este europene care au adus la putere guverne de dreapta cred după că eu, căderea eu cred că și din. acum România este impregnată de uh, gândire de stânga sau și s-ar putea exact. ca cei care după aia s-au declarat de dreapta după un deceniu de guvernare a stângii și a lui Ion Iliescu de fapt până în 2004 pentru că nici CDR-ul doar PNCCD se putea spune că e de dreapta acolo, PD-ul de atunci și restul au tras puternic spre stânga și asta a dus și la fragmentarea și conflictele de acolo, pe măsurile care s-au luat de dreapta, proprietatea și așa mai departe. Deci s-ar putea ca această basculare spre dreapta să fie doar în ton cu moda, să vedem că România a vrut să aibă și o guvernare de dreapta care va fi tot de 10 ani, cum a fost cea a PSD-ului și a lui Ion Iliescu. E foarte clar, cele două mandate ale lui Traian Băsescu vor fi de 10 ani uh, și nu știu cât de mult crede și cât de mult sunt atașați membrii PDL la valorile dreptei, și la ce valori ale dreptei sunt atașați. Mă refer la valorile familiei, mă refer la valorile religioase, cum vrem să o luăm, ale creștin-democrației germane, europene, la valorile privind libera concurență și așa mai departe. Nu știu cât de mult le înțeleg și cât de mult le aplic. Nu asta ce credeți. E de dreapta să spunem și eu aprecierea dumneavoastră? Ați rămas celebru cu ea, tream, Băsescu este o pleașcă pentru pedele. E de dreapta o asemenea apreciere? Aprecierea în sine? Da. Aprecierea în sine de nu e nici de scris. stânga, nici de dreapta, ci e o descriere. Dacă vă uitați, că se poate vedea pe YouTube tot, tot, toată dezvoltarea pe care am făcut-o în acea masă rotundă, n-am de retractat niciun cuvânt din ce am spus. Dar nu v-am uh, contrazis. Uh, uh, e un mare avantaj da, pe care ține... Băsescu l-a adus pe deluri. Incontestabil. Și de-aia vorbeam de valori și de pleașcă. Uh -huh. da. Care dar, e diferența? Deci mesajul din acel uh, mic discurs era următorul. Nu putem la nesfârșit să ne bazăm numai pe Băsescu. E vorba de un om care se și uzează în timp nu? și care în plus nu se mai poate reprezenta în 2014. Și iată că partidul De, revine tot la acest stâlp al lui și acum când în, spune în acest moment e normal, e în continuare normal să fie el reperul numărul 1. dar totuși trebuie gândit viitorul, trebuie gândite alegerile municipale din 2012, alegerile locale, și trebuie gândite alegerile legislative. Eu vreau să văd, de aceea nici nu m-am declarat încă pentru o moțiune sau alta. Vreau să văd ce spun moțiunile despre alegerile din 2012. Despre alegerile locale, în primul rând. Da, Avem o mare problemă legată de București. Cred că una dintre cele mai mari provocări pentru PDL în acest moment este să, re, să recâștige Bucureștiul în 2012. Vreau să văd ce spune Emil Boc, vreau să văd ce spune Vasile Blaga pe această temă, cum să recâștigăm Bucureștiul. În plus, eu sunt bucureștean. Vreau să văd ce propun acești oameni pentru București. În plus, amândoi sunt ardeleni. Da? Vreau să văd ce propun acești doi ardeleni pentru București. Pentru că Bucureștiul mă interesează înainte de orice. Vreau să văd ce propun pentru Iași. Vreau să văd ce propun pentru alte orașe importante din țară. Deci asta este prima chestiune care mă interesează. Ce propun acești oameni pentru viitoarele alegeri locale? Iar punctul 2, al doilea obiectiv de etapă sunt propunerile pentru legislative și ceea ce mi-aș dori să văd în promoțiune câștigătoare la Congresul PDL, sunt o serie întreagă de propuneri novatoare pentru societatea românească. Vreau să văd dacă Emil Boc sau Vasile Blaga sunt dispuși să investească în domeniile pe care eu le consider prioritare pentru România. Sunt dispuși să investească în cercetare, sunt dispuși să investească în inovare, sunt dispuși să investească în cultură, sunt dispuși să investească în învățământul superior, în educație, Astea sunt întrebările pe care vreau să le uh, văd discutate și uh, rezolvate de către liderii partidului. Deci ați văzut moțiile. Una am văzut-o și am și contribuit la ea, cealaltă n-am văzut o a domnului Boc? Da. Cea, cea care i-a fost prezentată lui Emil Boc de către Fundația Creștin Democrată, am citit-o, știu foarte bine, am și contribuit la ea. Vreau să văd ce anume se va păstra până la urmă din această moțiune, că ea ar putea Stai să fie transformat. transformată. Adică Purtătorul de moțiune, cel care umblă cu ea ca să câștige președinția partidului, doar o citește, îi să livrează, Bine. el -are nu are nicio. Nu, nu, stați puțin. Nu, vă, nu vă imaginați că un, imaginați un prim-ministru <gri> are timp să stea să scrie 60 de pagini nu, de dar, moțiune. că ar trebui să aibă câteva idei. Dar le are. Ea. Nu, 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 nu el cred le are. Tony Blair sau Gordon Brown sau David Cameron nu trasează niște jaloane păi, jaloanele le trasează partidului. jaloanele le trasează dar niciunul din nu ei n are timp la cheia și tu moțiunea asta și câștigă niciunul din ei nu are timp să stea să redacteze așa un text ne bravo. puteți spune două idei ale premierului Emil Boc prezente în moțiunea dânsului? Ale lui personal. Ale lui personal. Păi, este vorba de poziționarea partidului uh, ca partid popular, de sinteza doctrinară între creștin democrație, liberalism uh, și conservatorism. Uh, apoi uh, sunt chestiuni legate de, uh, de filonul creștin democrat care va apărea ca fiind mai important în timp, legat de familie, de demografie, de chestiuni de genul acesta. Fără îndoială, Emil Boc este un pragmatic înainte de a fi un uh, ideolog. Uh, același lucru e adevărat și despre Vasile Blaga. Uh, și tocmai ăsta este motivul pentru care mi-aș dori, sincer să fiu, o a treia moțiune care să nu-și dorească să fie câștigătoare, să-și asume uh, statutul minoritar, dar să contribuie la dezbatere. Mi-aș dori o moțiune minoritară fără îndoială, care să nu tulbure apele, dar să propună niște idei, să vină cu niște soluții noi, să propună un aer de prospețime, să reprezinte un jalon pentru viitor. Mi-aș dori așa ceva. Deci, na, moțiunea descălimii, punctul de vedere al descălimii, că vorbeam mai devreme, nu a tulburat suficient apele? A tulburat sau n-a tulburat? Nu a, vă întreb, a tulburat suficient? La tot cine vă referiți? La Monica Macovei, Cristian Preda și Sever Voinescu? Am foarte multă admirație și simpatie și prietenie pentru acești colegi de partid, însă nu cred că se poate face o, no o moțiune numai în jurul noțiunii de integritate. Cred că e o chestiune foarte importantă. Și cred că preocuparea pentru integritate poate duce la niște propuneri foarte importante într-o eventuală moțiune sau într-un eventual program al Partidului Democrat-Liberal. Vă dau câteva exemple. Chestiunile de integritate sunt legate de problema campaniilor electorale. Este evident că la noi costurile de campanie sunt enorme, absolut indecente lumea este dezgustată de cât de scump poate costa o campanie electorală în România. Or, dacă, și mai e un lucru absolut evident. Aceste costuri exagerate de campanie sunt bulevardul corupției politice în România. Deci, înainte de a propune sancțiuni pentru cei care calcă strâmb, aș uh, uh, vrea să vedem în programul PDL reducerea drastică a cheltuielilor de campanie. Unei asemenea măsuri m-aș din toată inima. Domnule ministru, dar nu sunteți oare în contradicție? Sigur, eu înțeleg ca sunt așa patosul filozofic care vă animă în această condamnare a cheltuielilor oneroase în campanie electorale, dar aceste cheltuieli oneroase și nu altceva și cred că orice observator cu o minimă luciditate nu mă va contrazice, explică cum un partid, în speța al dumneavoastră, a trecut de la 7% la 30% în 2004. Nu sunt alte explicații. Tehnici de campanie electorală se le numim mai pragmatic și mai puțin evaluativ. Care sunt complexe și în care intră și utilizarea masivă. De fonduri mai mult sau mai puțin da. declarate. Să vă dau. La un exemplu din... De regulă mai puțin declarate la fel. Să vă dau un exemplu din colegiul fisc. meu. Da? Eu am, am avut un buget de campanie mult mai mic decât contracandidații mei. că nu aveam cine știe, ce resurse. Dar chiar și așa consider că s-a cheltuit prea mult. Mie nu, eu nu, nu sufăr de narcisism și de egocentrism încât să mă bucur să-mi văd figura pe un bloc întreg. Mi se pare deplasat. Meșurile trebuie interzise nu au ce căuta în campaniile electorale sunt absolut indecente aceste çarșafuri uh, uh, atârnate pe blocuri nu în alte țări uh, cam, cheltuielile de campanie sunt limitate nu ai voie să pui afișe oriunde ci numai în locurile anume uh, uh, destinate unei asemenea parlamentar. Locuri. de ce nu inițiați o asemenea idee vă aparține ba, uh, ideea Veniți păi cu am, am și așa și așa voi face chiar așa voi face -a luat -o președinte, le mă bucur că o face el, pentru că dacă aș fi făcut-o numai eu, nu știu câtă lume m-ar fi băgat în seamă, dar acum dacă zice șeful, atunci e mare lucru. Da. Mă bucur, știți cum este? Mă bucur când aud pe altcineva cu mai da. multă greutate da, că spune da. acele lucruri da, ca știți, mine. Panii... Pe mine mă interesează ide ideile și impactul ideilor. Da. Nu vreau să-mi asum vorba... singur paternitatea da, lor. Președintele n-are încă drept de inițiativă legislativă, robădia. Luați dumneavoastră această idee și treceți-o prin Parlament. Mulțumesc pentru sfat pentru încurajare mai cu seamă și voi conta și pe sprijinul dumneavoastră atunci. Suntem parteneri în acest demers. Da, da, mult prea estetică, da, domnule ministru. Revenind la problema integrității, spuneam așa, nu poți construi un program politic și o moțiune numai pe chestiunea integrității, decât în măsura în care e în legătură cu alte probleme. Și pot să vă mai dau alte exemple. Problema distrugerii patrimoniului construit în București este legată de corupție, evident. De corupția din alegerile locale. Lucrurile astea sunt cât se poate de, de clare. Și îmi doresc, cum vă spuneam, mi-aș dori, din toată inima mi-aș dori, o moțiune... Care să-și asume statutul minoritar, de oameni care nu vor neapărat funcții în partid, dar care vor să contribuie la dezbaterea publică, care vor să uh, uh, convingă electoratul, care vor să, uh, să facă accesibilă o serie întreagă de idei novatoare. Domnule deputat, Înainte de alegerile din PDL, domnul Vasile Nistor, senator Vasile Nistor, a părăsit partidul și, practic, a lăsat coaliția guvernamentală în Senat, în minoritate. Dacă înainte de alegeri s-a întâmplat lucrul acesta, după alegeri, în ce măsură credeți că va putea fi păstrată majoritatea la Camera Deputaților la dumneavoastră? La Camera e ceva mai ușor, pentru că avem și Grupul sprijinul. Minor minorităților naționale. La, la Senat a fost de multă vreme pe muchie de cuțit. Și e un risc asupra căruia, mi-aduc aminte, a tras atenția președintele Băsescu în acea reuniune cu grupurile parlamentare ale PDL-ului în care a evocat prima dată posibilitatea unui prim-ministru tehnocrat. Dumneavoastră susțineți ideea asta? Ca EMI Boc să rămână la partid și să Vă fie spun un drept, alt guvern? Mă întrebați de ideea primului da. ministru tehnocrat. Da? da. Vă spun de nu, nu știu. Nu neapărat tehnocrat, al prim-ministru prim, al prim în locul lui Emil nu știu. Uh... Nu, nu văd foarte bine. Eu oricum nu sunt eu consilier al președintelui Băsescu, nu știu ce are în minte și vă spun, eu nici nu am înțeles prea bine ce a vrut anume cu acea formulă a primului ministru tehnocrat, pentru că tehnocrați poate să fie de toate felurile. Poate să, poate să fie un înalt funcționar din Ministerul de Finanțe, de exemplu domnul Gherghina, ca prim-ministru. Ar fi o Mide variantă. Da. Mă rog, sau cineva de la Banca Națională. Poate să fie un diplomat de carieră. De exemplu, Teodor Bakonski, chiar dacă a intrat în partid. Poate să fie un funcționar de la FMI, să poate să fie un comisar european, poate să fie Leonard Orban sau poate să fie Cioloș. Sunt mulți tehnocrați, multe tipuri de tehnocrați. Da? Îmi aduc aminte de schimbarea pe care a făcut-o De gol după depășirea crizei din Algeria, adică a războiului din Algeria. L-a schimbat pe Michel Debre, care fusese le Fidel, parmile Fidel, care a fost un stâlp al construcției Republicii a V și l-a numit pe Pompidou, care la acea dată era un tehnocrat între ghilimele, nu avea funcții în uh, Partidul uh, Golist, Fus, uh, era director al băncii Rothschild și a reprezentat o noire uh, de acest tip, uh, așa zicând tehnocrat, dar sigur, era un fidel uh, al lui de Gaulle totodată. Deci, mie nu mi-e foarte clar ce anume uh, vrea președintele Băsescu cu această idee de prim-ministru tehnocrat. Mi se pare formula cam vagă. Dacă este un, un tip gen Pompidou, voi aclama ca să spun, ca să-l citez pe domnul profesor Și dacă Barbu. Dacă domnul președinte Băsescu este un tip gen De gol faptul că acum ca tipologia partidelor politice și domnul Barbu știe foarte bine la ce mă refer și anume la cartea lui René Raymond despre dreptele în Franța, le droata în Franța, o carte de referință acestui mare istoric al vieții politice franceze. El vorbea de trei drepte în istoria politică franceză, dreapta legitimistă, dreapta orleanistă și dreapta bonapartistă. Eu m-am referit de fapt, la această tipologie a lui René Raymond, când am vorbit de PDL de ca de o dreaptă bonapartistă. Iar cei care au uh, cultură istorică uh, au înțeles foarte bine ce vreau să spun cu această idee. Nu era vorba de a-l compara pe uh, Băsescu cu Napoleon. Oricum, bonapartismul, ca tip de uh, uh, dreaptă politică, se referă la Napoleon al III-lea, nu la, la Napoleon I. -ul. Iar golismul este o formă, un fel de avatar. Tardiv al Bonapartismului. Se poate spune, de exemplu, despre Chirac, care are exact. o vână Bonapartistă, în timp ce Baladur era mai degrabă aici. un reprezentant al Orleanismului. Aici vă opresc pentru a vă întreba imediat dacă, până la urmă, domnul Trean Băsescu, care e un excelent tactician, eu sunt primul care recunosc acest lucru, nu e deloc un strateg. Nu a surpat până la urmă partidul prin alegerea istorică din 2005 și prin această legale, legare a partidului de persoana sa. Pentru că poți să ai o dreaptă bonapartistă, cum sperați să devină PDL-ul, atâta timp cât. Cultura politică în care trăiești îți dă o oarecare certitudine că va exista întotdeauna un în bonaparte. Ori, dacă nu greșesc, nici Emil Boc, nici Vasile Blaga, nici Elena Udrea, nici Monica Macovei, nici altcineva de pe primul rând al liderilor Partidului Hai Democrat să liberal cineva Din rândul 2. Și nici din rândul 2. Nu vă, mă uit așa în zare cât poate să pătrundă privirea mea miuapă și nu zăresc pe cineva care să întrunească măcar minoritar condițiile de fabricație ale bonapartismului, de s-ar putea să aveți o dreaptă bonapartistă care să câștige în 2012, eu nu sunt printre cei care găsesc imposibilă sau improbabilă o asemenea întâmplare, dar care în 2016, după ce Treambăsescu Băsescu... 2014, cu 2016, după ce Băsescu nu va mai fi președinte, să aibă abia atunci soarta PNCCD-ului nu cum îl prevestesc unii în 2012 și cred că n-au dreptate, ci abia în 2016 să o aibă, pentru că în 2014 e, asta ne mai dă nu cât, vor... câțiva ani de, de de, 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 de repie, ca să spun câțiva, așa în franțuzește. Mă bucur da. că... An de răgaz. câțiva ani de răgaz. Sper că da, nu sigur. voi ]억. și fi șomer din 2012, ci abia din 2016. Dar e partii, deja mare lucru. Un partid totuși își <camera> gândește parcursul pe termen lung, nu deci, pe, eu de -aia următorii spus, patru ani. Foarte corect. De-aia v-am și spus că mi-aș dori o moțiune care chiar dacă ia 3%, 4%, 5%, nu contează, să vorbească despre viitor, despre ce ne facem ca partid, despre ce ne facem ca țară în 2012, în 2014, în anii viitori și mi-aș mi -aș dori o moțiune totodată care să fie un fel de rande, randevu cu istoria. O întâlnire cu istoria. Domnule ministru Toader Paleologu, vreau să vă mulțumesc că a stat astăzi la Catedra de Politică, de asemenea sunt profund recunoscători, recunoscători domnilor Claudiu Zamfir și Ion Meioniță, că au dus greul acestei discuții, care sper a fost agreabil pentru toți cei care au participat la ea și mai ales pentru cei care ne ascultă. Un radio de milioane de români.